Doamne ajută, oameni buni, am venit la Socri în Moscu, județul Galați, am trecut de Berești și mai am câțiva kilometri până la Moscu și văd acum la fața locului primele urme, pe viu să spun așa, primele urme, primele semne ale retragerii apelor. Vreau să vă arăt și dumneavoastră cam cum arată zona dintre Berești și Moscu. Haideți să vedeți. Să întoarcem camera. Deci aici, oameni buni, aici a fost apă din plin. Ia uitați-vă, ăsta e râul, sau prâul, nici nu știu cum să-i spun, Chineja. E bine, s-a retras acum, dar acum câteva zile, iată, era până în drum și mai mult de atât. După cum vedeți, arată ca și cum am fi la mare, nisip, peste tot. Nu știu dacă e o idee bună să merg mai departe, pentru că am cizmele în mașină. Nu le-am luat picioare, dar puteți observa. Mai înainte, cam de la Berești încoace, foarte mult nisip, pământ pe marginea drumului, oamenii l-au strâns, probabil mașinile. Maria a spus mașini și au strâns. Ia uite aici încă se poate vedea apa rămasă. Pământul e încă ud. Aș fi vrut să pot să vin să vă arăt la fața locului atunci când s-au întâmplat lucrurile propriu-zis, dar din păcate nici serviciu, nici obligațiile familiale, fiind în Iași, nu mi-au permis să fac asta. Cam așa arată acum. Voi încerca, dacă voi reuși să ajung și la Pechea, unde înțeleg că este cea mai afectată zonă din județul Galați. O să văd dacă reușesc să ajung și acolo astăzi, pentru că trebuie să mă întorc în Iași. Doamne, mai faci din Iași, dar nu. Nu știu. Eu doar vreau să arăt oamenilor cum arată acum. Ați avut apă peste tot aici? Peste asfalt. Peste asfalt. Dar la Peche am înțeles că e cel mai nasol, nu? Nu, acolo a fost pe mijlocul satului. Da? Aici, când dacă era pe undeva să fie satul mai ăsta, îmi făcea dezastru. Deci aici a fost cea mai mare. Da? Încolo s-a mai întins. Că este asta mai întins. Uh-huh. Dar aici s-a fost adunat. Aici de unificat și tocmai piste asfalt a fost. Mânia lui Dumnezeu ce-a fost. Exact. Dar nu când a luat. Da, slavă Domnului. Da, dar ăștia, le duceți ăștia la CFR-ul ăștia?
Nu, nu, nu. Eu filmez pentru mine. Am un canal de YouTube și le arăt oamenilor acolo. Da, da. Sănătate! Ia să ne veni că... Vrei, eu sunt vinovat, că apa m-a depărtat pe sticlă de ferat, exact din fața porții mele. Da? De acolo vine pe face. Exact, gata. Deci, montat. Chiar am făcut videoclip în seara. Atunci au depodat să le-au intrat și le-au curte. La ei au intrat și le da, la ei au intrat. Păi de acolo nu poate să intră. Să rămână. Sunteți de aici din Berești? De aici din Balintești? Ai, Balintești. Ăsta e Balintești, da? Da, da, da. Am trecut de Berești. Nu? Bereștiul e... Da, zic, am trecut că eu vin, de acolo vin. Cum v-ați descurcat? A fost cumplită? Nu mai putem să mai lumineze. Dar cei cu casele de sus s-au scăpat? Da, sus, acolo nu am văzut apa, dar acolo, puteam spune la stâlpi, sălciurile acolo. Aha. Ca, unii stâlpul ăla de... Da? Da. Era Dunării. Dunării. Deci ca la ferată complet sub apă. Da. Trenul era tras acolo, așa undeva. Acolo opiți. N-am mai plecat la cei de grăță. Vai, 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 vai. Dar care a fost cauza pentru care s-o credeți că, adică că a fost numai ploaie, nu a fost și vreun râu care s-a revărsat, s-a blocat apa undeva? De undeva a venit apa, nu știu, nu știu. Noi avem puțin de când ne-am mutat aici în sat. Am înțeles. Sunt din sat de aici, dar plecat de 44 de ani, abia am revenit. Da. Și nu știu exact, exact de unde, dar de undeva a venit. Clar. Clar. Da. Pentru ce filmați? Pentru mine. Am un canal de YouTube și le arăt oamenilor. Am socri la Moscu. Și acolo a fost. Acum merg, da. Și la acolo... Băneasa. A fost, dar la Moscu nu așa rău, din ce mi-au zis da, socri. La aici, la Băneasa, este și la Pujorul, la Foltești, este pericol. O să merg și acolo. Bine, să rămână. Dar Doamne ajută. Sănătate, Doamne ajută. Au un presta că aici nu reușește să prindă toată grozăvia. Și uite că oamenii nu știu exact care este cauza. Ce puțin doamna asta nu știa care este cauza. Poate mă mai lămuresc și socrii mei. Deși ei sunt cam timizi cu camera, să zic așa. Praznic, fraților. Bun, închid aici și revin. Un alt loc, oameni buni. Drumul spre Târgu Bujor, Moscu. Dezastru aici. Nu știu ce vor face oamenii de la satele care au fost afectate, de unde banii. Pur și simplu zici că ești la mare. Asta nu știu, e os de dinozaur? Haide să vă arăt dita mai... Da, e ciudat cum... Uneori e ciudat cum acționează Dumnezeu. Îți dă câteodată să te zmerești când te aștepți mai puțin. Literalmente.
Când te aștepți mai puțin, atunci îți dă. Să te zmerești. Ia uite. Da, e bine să faci casa pe stâncă, nu pe nisip. Și aici a venit tot mărul ăsta și a rămas pe drum. Sunt multe astfel de porțiuni și probabil în alte zone e mai accentuat. Copacii ăștia au fost cu totul scoși din rădăcină. Dacă natura arată așa, nu poți să mă închipui cum arată zonele populate care au fost direct implicate în cele mai expuse zone. Opa! Da, că m-am umplut tot de nori. Ia uite ce pe. Așa e că nu ți-o spun de mergi. Bine că avem niște poste aici. Trebuie să-mi fi luat cizmele. N-am fost atent. Uite ce e aici. Nisip de cea mai bună calitate. Să mai vedeți una, oameni buni, foarte de Moscu suntem. Asta e departe cea mai tare fază pe care am văzut-o eu până acum. Ia uite. Mai trebuie să mai vine domnul Costel Fotea. Cel mai puternic PSD-ist din județul Galați și să tragă un strand aici, pentru că deja apa o are. Ia uite, că e în Mad Max. Ia uite. Zici că sunt în Mad Max. Apocalipsă. Direct. Ia uitați-vă. Aici apă. Stați să merg mai încolo să vedeți până la șosea, frate, deci înseamnă că șoseaua cu câteva zile aici era total inundată și probabil și impracticabilă. Oh, hai să vedem. Întâi să vedem calea ferată. Ia uite ce frumoasă e calea ferată. Da, arată minunat. Ia uite. Ia uite, frate. Incredibil. Deci, practic, nu cred că mai... va mai circula trenul pe ruta asta o perioadă bună de timp. Ai, 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 ai.
Și dacă vrem să facem o băiță chiar aici la drum, venim frumos cu costumul de baie și ne bărăcim. Ia uite, apa direct la drumul județean sau național, nu știu exact ce drum e ăsta. Ia uite cât am mai băltoacă, frumos. Avem tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie. Soare, plajă. Putem să facem și un grătar. Iertați-mi sarcasmul, fraților. Știu că situația e dramatică, tragică de-a dreptul. Dar ce aș putea să spun decât faptul că unul ar fi fost poate o idee foarte bună pentru ca oamenii care au fost direct afectați să fie avut niște asigurări pentru locuințe împotriva inundațiilor. Poate că ar trebui să ne ocupăm puțin și de această cultură a asigurărilor. Pentru că Dumnezeu are un plan, noi avem altul și nu totdeauna ele sunt simetrice. Uneori riscăm să deraiem puțin așa de pe șine și să ajungem prin Temir ce băltoacă. Asta e una. A doua e, fraților, poate că ar trebui să o lăsăm mai moale cu judecarea lui Dumnezeu, că s-ar putea să ne judece ele și nu o să ne placă. O să o decontăm tot noi, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin costisitoare. Și să încercăm să fim mai buni așa cum ne învață Iisus Hristos să fim mai buni. Ca să o dau pe aia dreaptă. Da? Ca să o dau pe aia dreaptă, nu prea am încredere în progresiști, pentru că, iată, progresul, oameni buni, nu arată deloc a progres, ci mai degrabă arată a regres. Mai ne auzim! Deci înseamnă că era un spectacol pe aici când era apa până aici acolo sus? Nu era apă deloc, nu era, era numai apă. Păi nu zic, dar zic, în o taie printre copaci. Printre copaci, animale. Vai, vai, vai. Ce mie? Dar nu mai știu cum era aici înainte. Podul ăla. Acolo a fost. Uite. Podul ăsta era aici, da, și l-a mutat apa atoma. Ăla. Acolo. Era calea de traversare. Uite, arată. Acum văd că e ruptă. Da, 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 acum. Acum am văzut că e ruptă. Deci, da, nu se mai poate circula pe aici. Ui. Aici nu mai se circulă nimeni. Oh, ce care este? O fost aici. Făcea legătura între sat. Era totul, ce nu înțeleg. Da. No.
Să devine vedeți și la casă.